Vă mulțumim că ați venit la această prezentare de carte, la care eu, unul cel puțin, am ajuns cam târziu. Cartea este apărută în 2016. Eu am ajuns mai târziu la ea, dar m-am mirat că trei oameni și-au dat mâna, doi să prezinte și unul să arate situația reală din țara noastră. O imagine nu roz, o imagine pe care fiecare din noi o vede, o simte, o spune în gând și în final zice, precum Puiul Vissarion acum 100 de ani, răsfiesc în pustiu. Cartea lui Călin Georgescu, Cumpăna României, are parte de două prezentări formidabile. Una este Eugen Mihăiescu, pe care l-am cunoscut ca pictor, ca artist, ca un bun creator și mai puțin partea lui de politică, cu care a cochetat o perioadă la un partid numit România Mare și care și la ora actuală este un revoltat, caută să se pună cu mai mare Academiei Române, el fiind membru de onoare al Academiei, și care aduce numai cuvinte de laudă autorului pentru proiectul de țară pe care îl propune. A doua semnătură de prefață este academicianul matematician Gheorghe Păun, care într-o frumoasă înșiruire de nume, de numere, de gânduri, își spune la fel părerea despre România noastră și despre autor. Am căutat pe internet să aflu mai multe despre Călin Georgescu. Un om normal, un român și cu sufletul și cu inima, chiar și în momentele, în anii în care a fost plecat din țară. A plecat pentru perfecționare în Statele Unite, s-a întors crezând că va putea să schimbe ceva din mentalitățile noastre. Noi suntem aici de mii de ani și nu ne schimbăm. Am văzut asta și la prezentările celelalte de carte. Călin Georgescu atinge trei probleme mari: apa, energia și hrana. Românii au apă și plătesc energia foarte scump. Românii au agricultură, au terenuri agricole și suntem una din puținele țări care ne vindem pământurile fără să asigurăm o consistență în lucrarea lor și în utilizarea revoluționară, cu ghilimele de rigoare, a pământurilor. Românii aveau piețe de desfacere și piețe de aprovizionare. La ora actuală, piața noastră, agricultura noastră, oferă sub un 6% din necesarul României. Este aiurea. Călin Georgescu despică firul în patru și spune despre ce este vorba, ce nevoie avem, dă și soluții. Soluții pe care, repet, orice om cu bună credință, orice om care simte și gândește omenește și românește, își dă seama că s-ar putea aplica cu o singură voință, voința politică. Din nefericire, zic eu, dacă Carol al II-lea a scos în afara legii partidelor, pentru momentul acela a fost un lucru bun. Ce ne aduc partidele nouă la ora aceasta? Vă las să răspundeți singur sau să citiți cartea și să găsiți răspunsuri la întrebările și ale autorului și prezentatorilor lui și ale noastre. Pentru că dacă noi nu, fiecare din noi nu va face puținul pe care îl știe, puținul pentru care este destinat, vom ajunge să fim din nou din poartă în poartă. Mulțumesc. Domnul Valentin Bălănescu, da, a acceptat să avem, ne-am gândit la început, la un dialog. Am zis mai bine ne prezentăm fiecare puncte de vedere și dacă avem întrebări la ceea ce a spus partenerul de discuție, discutăm. Dacă dumneavoastră aveți întrebări despre carte, încercăm să le lămurim, dacă putem. Da, după trei prezentări extraordinare ale cărții, deci a treia fiind a domnului Nicolau, nu mai îmi rămâne mare lucru să spun, decât că această carte, după standardele introduse acum la nivel global, este o carte periculoasă.
Deci această carte, vedeți că zice că aceasta este periculoasă. Este periculoasă pentru că într-o țară fără proiect de țară, vorbește despre un proiect de țară. Adică noi nu avem proiect de țară în România. Noi avem grupuri de interese care nu se mai ascund deloc și care își urmăresc interesul propriu în detrimentul interesului național. Călin Georgescu, care nu este un om căzut de nicăieri, și o să-mi permit să vă citesc doar câteva calități ale domniei sale. Născut în 62, un an bun. 61 a fost și mai bun, dar 62 este un an bun. Expert internațional în dezvoltare durabilă. Director al Institutului 1 pentru Indicele Globale al Sustenabilității. Membru al Clubului de la Roma, internațional. Clubul de la Roma pe Europa. Centrul European de Cercetare. Etc., etc., etc. Este un om care are informație, a lucrat în zona aceea în care se luau decizii și și-a dat seama că rotițele acelea se învârt nu în mod natural, ele sunt învârtite de niște grupuri enorme de interes. Și atunci a venit cu această carte. Cartea, când o citești, după primele 30-40 de pagini, simți că ți se face rușine. Efect, asta este senzația, a mea a fost. Se face rușine, pentru că sunt niște adevăruri atât de simple și spuse foarte direct, încât spui, doamne, dacă totul este așa, de ce suportăm noi starea asta de lucruri? Și omul spune, el nu zice, știți că sunteți niște prea supuși, ca să nu spun altfel, că sunteți... Nu, asta este situația. Și povestește. Și povestește cum marile corporații au interese clare și și le urmăresc, angajând inclusiv oameni care acum pot fi miniștri într-o țară. Cum așa zisa clasă politică nu că și-a subordonat interese țării, este subordonată unor asemenea grupuri de interese. Ăia cu ăia, ăia cu ăia și ăia cu ăia. Și după aceea spune, domne, lucru extraordinar, trebuie să avem încredere totală în tineret. În tineret, pentru că tineretul poate să facă, să se adapteze. Cu ce condiție? Să-și cunoască foarte bine trecutul și capacitatea acestei țări de a se regenera de fiecare dată după mari nenorociri. Și să învățăm și cine a fost Ștefan cel Mare cu adevărat, cine a fost Mihai Viteazu, cine a fost Decebal și cine a fost și Traian, etc. Să le spunem și cine a fost Ceaușescu, să le spunem și cine a, și ce a fost bine și ce a fost rău. Și vine după aceea, spune, ne trebuie un proiect de țară și îl prezintă în cuvinte simple, clare, și cine îl citește rămâne convins că se poate face. Poate nu exact modelul de aici, dar este un proiect de țară de care, cu scuzele de rigoare, chiar avem nevoie. Cartea este, vă spun, periculoasă, pentru că spune lucrurile simplu, direct și, culmea, oferă și soluții. De mult n-am mai văzut pe cineva să ofere soluții la nivelul acesta în România. Eu mulțumesc, mai mult de atâta, ce să spun.